Da, mă bucur că am obținut victoria în această seară. Era foarte important pentru moralul nostru și cred că și pentru suporterii noștri care au cântat incredibil, au fost alături de noi toată partida. Suntem fericiți că le-am dorit această victorie. Nu, cred că a ieșit și conducerea noastră și a făcut precizări în acest sens. Mister Radu Amutu este susținut atât de conducere, cât și de către echipă. Cum se simte despre acestea? Vreau de atmosferă? Eu unul cel puțin de asta m-am apucat de fotbal și acesta mi-era visul să joc în astfel de derbiuri. Cum e de victoria asta? Păi, noi nu cred că mai aveam nimic de pierdut. E tot una, locul 5 cu locul 6, mai jos de atât nu puteam merge. Ne bucurăm că a venit această victorie într-un derby și sperăm să obținem cât mai multe puncte în cele 5 partide. Care au rămas. Cum? Mă așteptam la mai mult, dar cred că cu CFR-ul meritam să câștigăm. Cu Faro puteam să facem 2-0 și cred că meciul era încheiat, dar nu mai putem da timpul înapoi, ne uităm doar la ce urmează. Nici nu mă interesează lupta pentru titlu, mă uit doar la echipa mea. Am vrut să câștig pentru că asta îmi doresc la fiecare meci, nu contează cu cine joc, cu FCSB, cu CFR sau cu Faro. Ai avut emoții la un moment dat? Sincer, la bromază? La atac de lor? Nu am avut emoții, că am încredere în ceea ce pot eu, în ceea ce poate defensiva mea și ne bucurăm că în acest meci l-am primit gol. Crezi că ești erou în meci după intervenția mătării? Nu, cred că eroii sunt în război, au fost în război, nu. Suntem o echipă și asta ne bucură, că suntem un grup unit. Te-au deranjat criticile adresate din ultima perioadă, sincer? Asta e presa, sunt liber să, e o țară liberă să scrie fiecare ce dorește. Nu m-a deranjat, chiar m-am îmbărbătat și, să spun așa, m-am ambiționat. Să demonstrez tuturor că nu e adevărat în ceea ce s-a scris. Cine te deranjează? Clubul.